Nu, n-am vrut să sune așa. Altceva îmi pare rău. Nu am văzut ca să-ți dau exemplu. Dar dacă o să continuăm înspre bine și nu o să mai ai... Deci, ca nici să... tu nimic de zis, îți promit că ca eu să ne nu înțeleg, zic absolut că eu nu am nicio problemă cu tine. Toate reacțiile pe care le-am avut au fost în urma unor situații în care te aflai tu. Mi-am dat cu părerea, uite, și la situația lui Aleina cu Ștefan și la Larisa și la... Deci la fiecare. Nu e ceva personal. N-am nimic cu tine. Iar roșit urechi. Atâta timp cât tu... Încetează. Atâta timp cât eu m-am pronunțat că sunt într-o cunoaștere cu Ștefania, nu am niciun interes față de tine, ești o concurentă oarecare pentru mine și nu țin să te menajez. Dacă am o părere de spus în ce te privește, mi-o spun și gata. Aceeași e și din punctul meu de vedere. Corect. Da. Păi și astăzi ce faceți? Dacă mai e camera roșie, Bianca, îl mai chem la camera roșie? Ea, l-am întrebat dacă vrea să-l chem la camera roșie să vedem dacă chiar ar ieși pe ușă, așa cum îl încuraja pe Marius să facă. Am spus că în situația lui Marius eu aș fi ieșit. În situația lui Marius. Eu chiar sunt curios dacă situația lui Marius. Eu chiar sunt curios dacă ai fi pus în fața faptului dacă ai face asta. Deci, da, și eu la asta mă gândeam. Acum am explicat, dacă aș fi fost atunci în locul lui Marius, eu nu aș fi stat cu tine de vorbă. Faptul că ești din cameră este o dovadă de lașitate. Eu asta am învățat aici. Da, și am avut momente. Mi se pare extraordinar de absurd. Băi, eu în locul lui m-aș fi simțit roată de rezervă. Nu, dar nu te simți roată. Păi da, mă, și te pui jos și vorbești cu fata. Dar nu am ce să vorbesc. Dacă nu roată de rezervă? Dacă nu simt nevoia să vorbesc, păi și ce să... Dacă îți spui rău, mă, față de o femeie, să ieși așa din cameră, să o lași singură, să fii acolo, e oror. Consider că nu am ce să vorbesc cu femeia respectivă. Yes. Să fim și puțin gentil. Da, Cosmie, dar vezi că la necaz roată de rezervă te salvează, să știi. Bine. Nu mai e la necaz. Ați fost vreodată roată de rezervă, sincer? Nu, am fost crică. Eu am fost. Da. Super. Cred că ai exagerat un pic, Cosmina, și nu cred că tu ai ieșit din camera roșie dacă ai fi pus. Nici eu nu cred. Eu am spus că deci nu vreau să cred asta. Marius, în situația dacă aia. Erai în situația lui Marius, ieșeai? Da. Nu cred. Dar de ce să nu stai să discuți până la capăt? Ce să discut, mă, frate, cu o femeie care până în momentul acela nu a interesat-o? Nu a interesat-o cum sunt, ce fac și nu știu ce. Și după ce băiatul care, mă rog, pentru care ea avea interes, i-a zis nu. Eu cu Marius în continuare l-am întrebat ce face, cum este. Poate tu nu ai fost atent că erai în interacțiunile tale cu așa, cu nu știu cine, dar poate nu ai fost atent. Eu și când mă întâlnesc cu el sus pe scări, sper că ești bine, când ne salutăm. Deci, nu știu, cred că Marius poate să confirme asta. La ce interacțiuni te referi, ale lui cu Ștefania? Da, probabil, nu era atent și atunci nu poți să zici că eu nu... Dar l-am întrebat pe Marius nimic. Bianca, ok, poate să eu nebun, dar uite, nu doar eu am spus. Mai mulți băieți au spus. Dar întreabă-l pe el, dacă n-am vorbit niciodată cu el. El ce să zică, na? Păi nu știu, poate să ne spună dacă... Tu ieși din camera roșie, dacă ai video cu Bianca, atunci, la momentul respectiv. Specificat de ce m-a chemat, că nu a fost o cameră gen, hai să vorbim, să vedem ce am făcut. A specificat camera, că noi ne vedem doar ca și prieteni, atât. Și am specificat când am chemat în camera roșie, astăzi o să am parte de o cameră amicală și îl chem pe Marius. Da, dar după ai spus că am văzut și partea aia, ai spus că să vezi ce o să zică băieții acum că l-am chemat. Da, am zis că probabil dacă am văzut că e chemat Marius, s-ar fi gândit și poate e chemat. Erai conștientă, Bianca, că nu e tocmai bine. Cum a spus, dacă m-ar fi făcut altceva, are dreptate. Stai un pic, mai zi Marius. Nu. Ba da, păi asta spusese în momentul ăla, că... Nu, la ce a zis Patrick. Stai că o zici și... zice ba da, la ce ai zis tu. Păi da... Stai un pic că o zici și Marius ceva. Ba, are dreptate și Cosmin în ce spune. Dacă m-ar fi chemat pentru altceva, îi dau dreptate lui Cosmin. Da, dar știi că nu... Păi n-avea cum să te cheme cu alt motiv. Păi oricum nu știai de ce te-am chemat în camera. Păi, Marius, n-avea cum să te cheme cu alt motiv. Prima dată te chem așa ca prieten, după aia te mai chem o dată ca prieten și tot așa, dacă e. Dar poți să-l chem la 100 de camere. Dar cheamă-l, dar până atunci nu l-ai chemat. Până nu s-o pronunța Robert, nu l-ai chemat. Păi și ce ai fi vrut să te chem pe mine? Dar de ce mă bași pe mine că nu mă interesează? Dar, Rob, ăsta, Cosmin, nici măcar nu trebuia să-l mai cheme la camere. Dar faptul că n-au mai interacționat prin casă. Am mai interacționat. Păi da, mai rău, uite, vă spune și Bună, ce faci? O respirat unul lângă altul. În gală nici nu știu că ai intrat. Tu consideri că l-ai atacat cu ceva pe Cosmin în ultima perioadă? Păi așa cum. Dacă el a simțit că l-am atacat, înseamnă. Dar tu ai simțit că m-ai atacat? Păi eu asta nu, adică tu așa ai transmis în această notă că l-ai atacat? Nu. Ți s-a pus pe el? Nu.
Îl mai iubești? Nu l-am iubit niciodată. Îl mai dorești. Îl mai placi? Nu. Nu? Bine. Nici 1%? Ștefania, 1%. Ștefania, tu ce părere ai de interacțiunile astea mici între... Cu părere de rău? Reacțiile pe care le-am făcut până acum la adresa mea m-au făcut să... Am înțeles. Două secunde să auzim și pe Ștefania. N-are nimic să rămână pe... Vreți să mă auzi? Da, vreau. Hai. Am zis că foarte bine face Cosmin că își pune punctul de vedere și deranjurile și e corect așa. Cine ți se pare că are dreptate din discuția lor? Dă-i seama. Dar nu crezi că o să zic că... Nu, te rog eu, spune. Spune, chiar dacă ești de acord cu ea, spune. Ți se pare că Bianca, l-a atacat pe Cosmin în ultima perioadă? De mai multe ori. Ok. Și, dar nu sunt de acord că ar ieși din camera roșie. Da, asta se vede urât, nu? Da. Nu există. Da, acolo se confundă problema. Băi, frate, am spus de 1000 de ori că dacă aș fi fost în cazul lui Marius, aș fi ieșit la momentul acela. Acum, dacă mă cheamă, n-am nicio problemă. Nu, chiar și așa nu era frumos. Bine, Cosmin, în orice caz. Noi aici vrem să... Acolo, da? Noi aici vrem să batem cu subiectul, că ni se pare extraordinar nasol ca tu să ieși din camera roșie cu cineva. De ce? Păi, suntem aici o mână de oameni. Nici măcar nu știm de ce. Și nu putem vorbi unii cu alții? Asta, asta era ideea, Cosmin. Și nu cred că tu ai ieșit. Dacă ai fi pus acolo în fața faptului împlinit, nu cred că ai ieșit. Dacă eu consider, dacă orice consider ar fi, că, nu cred. Putem... Că femeia respectivă nu face merită. Chestii... Cum? Corect. Nu merită. Nu merită sau mă consideră pe mine roată de rezervă, eu nu stau cu ea la discuții. Ceau. Da, mă, dar cât să nu suporți o persoană, cât să pleci de acolo. Dar tu n-ai suficientă încredere în tine din punctul meu de vedere, pentru că tu și când... Dar ce eu am făcut... Da, da, lasă-mă, te rog să termin. Când am făcut partea pe tine, tu erai cumva de genul, îți place atenția, dar nu te cred. Adică se vedea că nu mă crezi. Știi? Tu n-ai avut încredere nici în mine, dar nici în tine, că poți fi vrut de cineva, că poți fi, chiar dacă de la început nu ți s-au dat semne, tu n-ai avut încredere că pe urmă poți să placi la cineva. Nu. N-am înțeles nimic, Nu știu. Explic-te mai bine. Suficient. Aveți ceva de genul că el nu are încredere în el pentru că e... La început... nu era sigur că îl place cineva, da, că ar fi plăcut. Deci având în vedere că eu săptămâna n-am făcut... Da, l-am chemat în camera roșie, mi se pare că în următoarea săptămână, dar dacă eu n-am făcut gesturi pe el, lui s-a părut că eu nu îl plac. Și după când am făcut gesturi spre el, s-a părut că tu faci de emisiune, că tu nu mă placi. Asta zic, tu nu crezi că puteam să te plac cu adevărat și nu făceam ceva pentru emisiune? Pentru că nu decât voi ați spus că... Nu doar voi ați spus că acum, pentru că a fost scoasă la eliminare, și el credea asta. Știi? De asta zic. El nu credea că poți fi plăcut pentru cine ești, nu pentru că m-am îndreptat spre tine pentru că am fost scoasă la eliminare. Cum i-am zis și lui Marius, puteam să fiu scoasă la eliminare. Dar nu, eu nu mă leg de o persoană pentru ceva. Păi dacă nu-mi place, nu-mi place. Dar tu înțelegi că toți am înțeles asta, pentru că ar fi fost ciudat. Duminică a fost gala, ai fost scoasă în față și luni ai început să te apropii de el. Poate să fie ciudat că oricum eu în săptămâna eu l-am chemat în continuare la camera roșie. M-am dus în casă la băieți, am vorbit în continuare cu el. Deci nu-i că l-am evitat complet și după aia mă trezesc eu că... Te apropii și mai mult de el după gala aceea. Da, pentru că eu am văzut episodul și am văzut că mie mi s-a părut că el m-a plăcut și atunci de asta am zis. Păi eu ce fac? Păi eu ce fac? Adică băiatul ăsta mă place și eu nici nu-s curioasă. Adică și ea poate l-a plăcut că l-a plăcut indiferent de gală, dar e posibil și ce spui tu. Acum, părerile sunt împărțite. Eu nu voi credeți ce vreți voi și ce cum vedeți voi lucrurile. Nu sunteți obligate să mă credeți. Dar nimeni nu a zis asta. Deci n-am înțeles nimic niciodată. Nu înțelegem, n-am interacționat, vorbe, am decât ce faci și atât, interacționa așa de obraz, nu de... Păi ce, mă, stai puțin, că așa și eu vorbesc cu doamne, Adam. Fii atent, dacă Ștefania acum închide situația cu mine. Corect. Ok? Și mâine... N-am mai cert. Și simplu... Începe să discute cu Robert, Robert îi închide ușa, după aia iar mă cheamă pe mine. Certat, eu trebuie să stau cu ea de vorbă? Ce să stau cu ea de vorbă? Bă, nici nu pot să pleci din cameră. Dar de ce să nu pot să pleci din cameră? Nu pot să pleci din cameră, pentru că e de bun simț. Ce? E de bun simț.
Nu lasă-mă, mă, cu bun simț. Și la ea unde-i bun simț, mă, frate? La ea unde-i bun simț? Bă, frate, a spus că a discutat cu el. I-a spus, bună, ce faci? Ce vrei, atât, i s-a părut. Închei situația cu mine, cum a fost cu Marius. O încheiat situația cu Marius, a început cu Robert. Robert, tu închis ușa. Hai, Marius, să te chem în camera noastră. Da, mă, tu ți-am observat chestia asta. Tu ți-am observat chestia asta, dar uite, eu am văzut și uite, n-am vrut să comenteze pe chestia asta. Când i-am spus că te-am văzut la camera roșie, că ai spus să vezi și o să credă băieții acum că l-am chemat pe Marius. Ea era conștientă că noi o să ne dăm cu părerea de pe chestia asta. Și nu a comentat chestia asta, vezi? Adică trebuia pus niște întrebări pe chestia pe care am spus eu, ai continuat-o tu, dar nu am putea să se continue pe chestia asta. Am spus cum se vede din exterior, nu că ai fi făcut asta anume. Că noi nu știm ce ai vrut tu până la urmă. Am spus și că am făcut asta ca să nu... Cred că chiar tu mi-ai zis. Eu cred că tu ai făcut asta doar ca să nu fii eliminată. Păi da, a fost punctul meu de vedere. Eu cred. Ah, cred. N-am zis că tu ai făcut asta pentru. Eu cred, din punctul meu de vedere. Bună, Maluma, pot să mă duc și eu la Cosmin? Da,